Măsură drastică în cazul preotului avar din comuna Berlești. Acesta a fost pedepsit de Mitropolia Olteniei pentru tarifele mari practicate la nunți și botezuri. Omul bisericii a fost trimis la mănăstire să se căiască și este obligat să trăiască timp de o lună departe de familie. Atitudinea preotului, care a instigat câțiva localnici împotriva unor jurnaliști, a fost picătura care a umplut paharul. Preotul din comuna Berlești este acuzat de localnici că a ajuns să ceară chiar și 1200 de lei pentru o cununie. Mai mult, el ar fi vândut vaca unor localnici pentru că nu au avut bani pentru taxa de înmormântare. La taxă, mai avea să-i achite suma de 50 de lei. I-a luat vaca, nu știu dacă i-a mai dat diferența de bani sau nu i-a mai dat-o. Taxe mari și nu ne convine. Și după ce că atâta distanță până acolo la vale, să mergi. Da, 7 milioane mormântarea. Și atât. O cununie? Să iei la o mormântare 5-6 milioane, să iei la o cununie. Dom'le, ai și spune, omul când se cunună, se botează de drag. E o plăcere, ai că și nașul și finul dă. Dar când moare, moare de drag, atunci omul moare săracul de el, că îl ia Dumnezeu. Nici de cum, el pe lui nu interesează că e sărac, că e bogat, el se uită banul. Reclamațiile au ajuns la protoieria Târgu Cărbunești, iar sancțiunea inițială a fost o simplă mustrare. Preotul a recidivat și a instigat câțiva localnici împotriva unor jurnaliști care s-au ales cu camera video făcută bucăți. Ce-ai cu popa, ai treaba ta, băi! Tu te aștepte, băi, ce-o popa! Ai judecată, băi! Ce-o popa, băi! Ce-o popa, băi! Nu trebuie să spargă banul ăla! Mitropolia Olteniei a făcut imediat o anchetă internă, iar acum preotul Neagoe Zamfir a primit una dintre cele mai aspre pedepse. El a fost mutat pentru o lună într-o mănăstire, unde să se căiască pentru faptele comise. De 4 zile acesta este departe de familie. Este la o mănăstire pedepsit, o lună de zile, și asta e ultima măsură care s-a luat, cea mai dură. Este o măsură administrativă. De pedeapsă. Și ne puteți spune la ce mănăstire? Nu. În Gorj, nu? Nu în Gorj. Omul bisericii va putea să revină la Berlești după o lună petrecută la mănăstire. Să o odihnească. Și apoi ce se va întâmpla? Va reveni tot la Berlești sau cum? Păi, un om când ia o pedeapsă nu revine din nou la același loc. Ce motivație ar fi să nu vină în același loc? Sau poate și să lași o altă măsură, dacă mai persistă în... Localnicii sunt bucuroși chiar dacă au scăpat doar temporar de preotul care le-a făcut zile amare.